Apropo de mediul de afaceri, credeți că guvernanții, actuala clasă politică, acordă atenția cuvenită mediului de afaceri în această perioadă dificilă prin care La trecem toți? nivel declarativ, da. La nivel concret, nu. Încă astăzi nu sunt implementate programele de granturi pentru ajutoarele de capital de lucru guvernat de stat, încă nu sunt funcționale. Da? Încă oamenii ăia care și-au pus speranța că își vor putea ține pe o linie de plătire afacerea nu beneficiază pentru că guvernanții încă n-au dat metodologia de aplicare. Au schimbat de vreo 3 sau de 4, dacă nu mă înșel, caietul de sarcini și modul în care să se facă selecția. Domnul Dancă, spre exemplu, săptămâna trecută povestea că nu, domne, că am dat drumul la aplicație și că în primele 5 minute, da, în primele 5 minute a picat site-ul. Da, aici vorbim despre incapacitatea de a gestiona minimul necesar. Dar cât de mult s-a schimbat mediul de afaceri în Păi pandemie? puneți-vă dumneavoastră problema unei chelnerițe sau unui chelner sau unui bucătar sau unui recepționer de hotel care efectiv stă și se gândește, ok, se încheie pandemia, nu se încheie, caut alt job, mă reprofilez. Cred că cel puțin domeniul Horeca e dezastru. Și nu, guvernul n-a venit cu o chestie concretă, inclusiv povestea cu șomajul tehnic, cu bani primiți la guvern, oameni buni. Încă oamenii sunt la pragul disperării, nu au soluții concrete. N-a venit nimeni cu ceva aplicat. Domnule, asta e varianta.